ați sugerat dumneavoastră demisia, a fost decizia lui Cumate? Nu, nu i-am sugerat nimic. Am avut o discuție cu dânsul deja în timpul weekendului, când am pregătit acea întâlnire la guvern. N-am considerat că trebuie să intervenim și rapid. Și astăzi dimineața am mai avut o discuție cu dânsul când mi-a spus că a decis să se retragă. V-ați primit informările SRI privind problemele din spitalele românești? Nu am primit. Am avut o discuție cu domnul director Helvig, deja în urmă cu câteva zile, și mi-a promis că îmi va trimite în sinteză toate elementele pe care le au și am solicitat într-adevăr sprijinul și din suflet. Din discuțiile care le-am avut cu conducerea Ministerului Sănătății, înțeleg că acele proceduri privind controlul biocidelor nu se definesc prin hotărâre de guvern, ci prin ordin de ministru și am cerut secretarilor de stat din Ministerul Sănătății, cu atât mai mult cu cât o să-mi asum pentru următoarele zile direct și această responsabilitate la Ministerul Sănătății, să vină într-adevăr până miercuri cu proiectul de ordin de ministru prin care să definim și acele proceduri pe biocide și am în vedere în zilele următoare să vedem mai multe astfel de acte normative care pot fi decise imediat și care să completeze sau să clarifice cumva cadrul normativ pe aceste subiecte.